Cele mai ieftine coinsuri pentru FIFA 17 le găsești pe site-ul lolga.com. Folosește codul MVP pentru 10% reducere. Hei, salutare, prieteni, eu sunt Xbreaker. Bine v-am regăsit la un nou episod de FIFA 17 pe Opening. Ne pot pica jucători Team of the Season din seria. Dacă vă doriți în continuare astfel de episoade, nu uitați să apăsați butonul de like. Haideți să vedem dacă trecem de 2000 de like-uri. Avem 30 de pachete. Voi deschide 15 în acest episod și 15 în altul, sau poate chiar mai multe, poate mai fac rost de niște pachete. Începem cu un prim pachet destul de slăbu, să zic așa, dar unde se pot pica jucători interesanți? Apoi e un jucător de la Watford, este Niang. Nu-i rău, dar nici nu mi-l doresc, sincer. Ce-i drept, Roland, hai să vedem Roland, acest silver poate, mă scoate silverul ăsta. Prețuri destul de bune. 4900, 3500, 2800, dacă îl trimit la un 2600-2700 e destul de bine. Mai poți face niște coinsuri. Asta e clar, cu 2700, pentru că am rămas fără coinsuri pentru a face drafturi. Am făcut pachetele astea special și am rămas fără coinsuri, din păcate. Cam astea jucătorii. Un singur duplicate pe care îl trimitem pe lista de transferuri. Haideți să vedem ce ne pică în continuare. N-o să-i mai pun, o să-i selectez eu după. Haide. Cine este? Balotelli. Super Mario Balotelli de la Nice. Dar de ce nu mi-l dai măcar în form? Să fiu și eu fericit. Crondelli, Cabore, Bursa, Haller, Hilbert, Kone. Contracte, mă scot măcar cu finesul ăsta. Încă un duplicate. Haideți să-l trimite și pe el pe lista de transferuri. Trimitem itemele în club. Avem o minge pe care o vedeam duplicate, doar 36 de coinsuri, cum e normal. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Deschidem și un Jumbo Premium Gold Pack. Haide, tati. Sunt doi jucători buni. Este Felipe Anderson de la Lazio. Și haideți să vedem care e următorul. De la Marseille. Titon, ce avem aici, player contract, avem un squad training care să dă cu 1000 ceva, dar am nevoie de el. Badge-ul lui Deportivo și badge-ul Elveției pe care îl mai am și îl vom vinde automat, pentru că nu avem ce să facem. Mergem mai departe să deschidem Real Gold Pack. Haide, tati! Sunt 3 de această dată, 3 gold rar. Herrera de la Porto, să vedem ce ne mai pică. Herrera de la Porto, Britos, Ramos sau Zidane, bun. Iată că l-am pe Zidane și îmi place. Mie chiar îmi place mult Zidane. Kitul lui Chelsea, dacă i-aș da un quick, să l-aș lua 2631, dar vă dați seama că nu facem asta. Ne scoatem 1300 numai pe squad training-ul ăla. Nu se merită. 20 și am deschis 4 pachete. Haideți să mai deschidem, le luăm pe sărite, să vedem ce ne... Din nou 3 jucători, de la Bayern München este Martinez, e destul de bun, 85, nu-i rău deloc, dar după Ianco, Narsing, Bonera, și din nou 2 duplicate-uri, asta este, n-avem ce să facem, dar e bine că totuși am prins un jucător bun, un jucător destul de interesant, dar sper să vină un jucător bun aici de la Schalke, fundaș central, Hovedes, din nou 84 overall, nu-i rău, dar eu aștept Team of the Season, e destul de greu, trebuie să avem mare buna să ne pice un Team of the Season, știți că ne-am chinuit foarte mult pe livestream să-l prindem și ne-a venit până la urmă Bruno în momentul în care mi-a rupt și tricoul, pentru cei care n-au văzut, și să vedem acum. Este de la Alkmaar. Haps, slab rău de tot. Hiton, balanță, uite-l și pe balanță. Nimic, cam slăbus. Măcar îmi dă 500 de coinsuri. Asta este bine, nu știu dacă iau 2500, dar 2 jucători în duplicate, Holtby. Te trimite și pe tine pe lista de transfer pentru că n-am ce să fac cu tine. Vindem acest balon pe 36 de coinsuri și mergem mai departe. Jumbo Premium Gold Pack. Nici aici nu vrea. Sunt 3 jucători gol rar. Atacant de la Real Madrid, de Morata ăsta. E Morata, Alvaro Morata, 82. Cred că, dar nu-l mai am eu pe Morata.
Da, mai am pe Murata. Sylvester, multe contracte, fitness, Alvaro Morata. Îl mai am aici. Martinez, cu cât te dai tu Martinez pe lista de transferuri? Sunt curios, totuși, 450 slăbuți. Slăbuți, dar o să-l vând, pentru că n-am ce să fac și iată, mai avem aici ceva. Cred că o să-mi iau vreo 200 de coisuri pe ce am pe acolo, dacă nu mai bine. Oh, 572. E ok, mai stânge, poate în curând vom face și draftul, pentru că am nevoie. Am nevoie. Pachetele nu sunt rele. Ce a mai rămas pe aici? Haideți să vedem. 84 plus. Jucători de 84 plus. Ho, ho, team of the week! Este nimeltul decât Budebu de la Montpellier. Prindem un team of the week 84 plus, dar mi l-a dat la limită. Chiar 84. Asta este, n-avem ce să faci. Dar măcar am prins unul de genul. Măcar am prins așa ceva. Cred că e 15.000, nu știu. Da, undeva pe acolo. Nu! L-am pus pe lista de transferuri, dar o să-l țin. Sau poate chiar îl vinde, vom vedea ce vom face. Premium Gold Player Pack, am 5 pachete în afară de ăsta. Din nou 3 jucători, din nou Morata, nu. Este Perez de la Arsenal, slab. Slab Perez ăsta, dar n-am ce să fac. Moses, Darida, Mandi. Oh, iată-l pe Bogdan Stancu. Bogdanel Stancu și aici jucători 2, 4, 6 bucăți. 6 bucăți duplicate, haide mai serios. De ce? Cred că n-am loc pentru toți să-i trimit pe lista de transfer. Nu știu dacă mai am loc. Da, nu mai am. Cu Excel. Ah, Doamne Dumnezeule. Asta este, n-avem ce să facem. Rare Gold Pack. Nici de această dată că mă enervez. Din nou 3 jucători buni. Goalkeeper Neamț, aiaiai, de ce nu e băi Neuer? Karius. Karius vine și el, Ratitski, Julian. Într-adevăr, m-am 70 de jucători pe lista de transferuri. Am ceva acolo, chiar am destul de mulți. Încă 4 pachete, dragilor. Haideți să deschidem unul de genul. Hei, dă-i. Din nou 3 jucători. Dar... într-adevăr, am deschis pachetul la Team of the Week, însă doar atât momentan. Marquinhos, Fernandez, Utaka și restul pe care îi voi vinde, pentru că nu am ce să fac, nu mai am unde să-i pun. Au 70 acolo și degeaba. Haide, tată, hai că mai avem 2 pachete în afară de ăsta. Dăm ceva bun, goalkeeper, Sommer, de la... Borussia Mönchengladbach, încă nu vine nimic, din păcate pentru noi. Nimic, nimic, haide. Vindem și pe ăștia, 6800. 2 pachete mai avem. 2 pachetele. Calcio, haide. Oh, da, și te-a mâncat, team of the season, team of the season, walkout, e walkout, e team of the season, să vedem, Higuain, nu se poate, haide mai tu, au, Gomez 92, Doamne Dumnezeule, Gomez 92 de la Atalanta, oh, da, Gomez 92, bine tati, bine tată, oh, hei, trebuia să vină, iată, la penultimul pachet vine Gomez, Doamne Dumnezeule, așa da, hei, trebuia să vină și pachetul ăsta, Doamne Gomez, oh, bun, așa da, haide să... vine, sunt antrei de bă, dar sunt foarte buni. Sunt foarte buni, hai ce să faci cu ei. Mai am aici pack-uri de calcio. Hai să vedem ce ne mai pică, e ultimul pachet pe acest episod. De la AS Roma, Vermaelen. Iată, 81, nu-i rău, dar îl mai aveam. Oh, 4 duplicate-uri. Asta este, n-avem ce să facem, dar prindem un team of the season și Doamne, ce jucător, vreau să-l văd, vreau să ne uităm atent la el, pentru că este un jucător fenomenal, ah, e untradeable, hai să vedem, să-i dau de pe nume, așa trebuie să-l caut, pentru că altfel n-am cum, Gomez,
Gomez e în 88 născut, 99 pace, 97 dribbling, 92 shoot, 50 defense, acolo stă prost. Passing 94, physical 81, dar ce card, ce card, ce jucător, Gomez de la Atalanta, 91, Doamne Dumnezeul, Doamne Dumnezeul, asta e bine. Am avut noroc în ultima perioadă, cam ăștia sunt jucătorii pe care i-am speciali, din ce vedem pe aici, am câțiva, chiar am câțiva. Aș putea face ceva din ei, da, prieteni, cam aici se bate una acest episod de pe Copening. Eu zic că merită 2000 de like-uri, am prins un Team of the Season, 92, all out. Ce ne dorim mai mult de atât? Până data viitoare, toate cele bune, pa, pa!